președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legi extrem de importante pentru sectorul agricol. Legea ce vizează facilitarea investițiilor în sistemele de irigații din fonduri naționale și europene, precum și actul normativ ce prevede ca angajații din domeniul agriculturii și industriei alimentare să primească un salariu de minim 3.000 de lei. Pe lângă salariul minim de 3.000 de lei, guvernul dă undă verde facilităților fiscale ce fac posibilă impozitarea lucrătorilor din agricultură în mod identic cu cei din sectorul construcțiilor. Pentru a beneficia de scutiri la impozitul pe venit, cotă de 10%, de contribuția la sănătate 10%, reducerea contribuției la pensii de la 25% la 21,25%, este necesar ca angajatorii să realizeze o cifră de afaceri de cel puțin 80% din cifra de afaceri totală. De menționat este că facilitățile se vor aplica la veniturile brute lunare între 3.000 și 30.000 de lei, dacă salariații au o normă întreagă de muncă. Apreciem pe cei care se trezesc de dimineață. Apreciem pe cei muncitori. Apreciem pe cei ce construiesc. Apreciem pe cei ce vor mai mult. Apreciem pe cei cu idei. Apreciem pe cei care iubesc munca. Apreciem pe cei care își construiesc visul. Viamso, totul pentru casa ta.